30 de salvatori din toate structurile Ministerului de Interne se află pe urmele unei octogenare din comuna Zărnești, care a plecat de acasă în urmă cu o săptămână. Căutările se fac atât la sol, cât și în aer, cu drone și chiar cu un elicopter. Aurica Popescu, fostă învățătoare la Zărnești, este de negăsit. Cea care a alertat autoritățile a fost nepoata femeii stabilită în Italia și care nu a mai reușit să ia legătura cu bunica ei la telefon. Ultima dată, bătrâna a fost văzută joi 26. Iunie. Ultimul telefon în care a vorbit cu sora ei a fost joi seara la ora 8 și un sfert, 8 și 20, 8 jumătate, plus mai mult sau mai puțin. De atunci nu mai știm nimic de ea, absolut, până sâmbătă seară când am anunțat forțele de ordine. Au căutat-o pe la cimitir, pe unde ne-am gândit că putea fi. Am sunat-o pe sora ei, acolo nu este. Nu știm unde s-ar putea afla. De mult dincolo, din spate. Departe mult încolo. Nu, Între timp, femeia de 82 de ani a fost zărită pe un drum agricol de la marginea localității Cuculeasa, în ziua dispariției, adică acum fix o săptămână. De altfel, salvatorii au restrâns căutările în acest sat după ce au reușit să refacă traseul bătrânei cu ajutorul unor camere de supraveghere. Conform imaginilor din ziua dispariției, octogenara ajunsese la peste 10 km distanță de casă. Era îmbrăcată cu o bluză roșie și avea o sacoșă în mână. Deci a venit pe strada asta și a făcut dreapta. Unde s-a dus, nu mai știi copiii. Nu s-a, s-a jucat cu mingea, dar bar n-avea ei de cine-i femeia aia. Mergea la vale de, cu sacoșica în mână. Cum se deplasa? Se deplasa bine, nu. Era fâșneață așa, nu? Da. La etatea ei, cred că are 80 și zic eu cam așa după. Căutările se fac atât la sol, inclusiv cu ajutorul unui câine de urmă, cât și în aer cu drone și un elicopter. Toate hățișurile și gospodăriile părăsite sunt luate la periat. De asemenea, astăzi polițiștii care au participat la căutări au avut în vedere inclusiv imobilele nelocuite din zona în care a fost semnalată prezența persoanei în data de 27 iunie pentru ultima dată. Având în vedere că persoana nu a fost depistată momentan, în cauză continuă verificările. Joi am văzut-o, era la poartă la dânsă, dar de atunci nu mai știm nimic. Ați vorbit nu cu dumneavoastră atunci? Nu. Și vârsta înaintată, 82 de ani, chiar nu știm ce s-ar întâmpla. E foarte ciudat dispariția, că nu, pe aici nu prea au dispărut persoane. Cum o fi ajuns ea în Cuculeasa, dacă a văzut-o acolo? Problema e, s-a intrat în casă. Vă dați seama, cum a ajuns ea? Că ea trebuia să treacă în Național aia. Nepoata femeie a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare în speranța că cineva îi poate oferi informații despre bunica ei. Polițiștii fac un apel către toți cei care pot oferi informații despre persoana dispărută să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.